domnul secretar general Institutului să-și prezinte comunicarea, domnul profesor Octavian Roschi, și domnia sa ne va demonstra ce înseamnă sinteză și rigoare într-o reuniune științifică de mare valoare. Vă mulțumesc! Mai întâi aș vrea să explic ce înseamnă pragmatic și ce înseamnă ideologic în această lucrare. Și am să pornesc de la o afirmație a lui Gheorghiu Deș la plenara din 3-5 martie 1949, este plenara care a declanșat politizarea disciplinei în România. Spuneam Gheorghiu Deș, avem nevoie de 30.000 de tractoare cu industria noastră și cu posibilitățile noastre de import, nu putem avea așa de repede cât avem nevoie. Când vorbea de import, desigur se referea la importurile din Uniunea Sovietică. Creșterea parcului de tractoare la începutul colectivizării a fost foarte lentă. Am scos din manualele statistice cifrele care arată cât de greu a crescut numărul acestor utilaje în primii ani ai colectivizării. De exemplu, în regiunea Craiova existau în 1950 doar 15 stațiuni de mașini și tractoare cu 525 de tractoare fizice, 693 tractoare convenționale, 88 de semănători, 291 de patoze pentru văioase. Iar în ce privește producția, în 1950 producția era de 3.469 de tractoare. Pentru ca să ajungă în 1955 doar la 3.500. Deci o creștere foarte, foarte mică. Ce înseamnă pragmatic? Sigur că conducerea de partid și-a dat seama că nu se poate merge înainte cu colectivizarea. Vorbim aici de colectivizarea agriculturii dintr-o perspectivă de eficiență economică și de realizarea unei securități alimentare a țării. Că nu se putea merge înainte cu o dotare tehnică atât de slabă. Deci, efortul care se regăsește mai ales la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, efortul masiv al factorului politic de a dirija investițiile spre industria producătoare de mașini și, desigur, de tractoare. Un reprezentant al, e vorba de un prim secretar al Comitetului Național de Partid, Botoșan, bazându-se probabil și pe ceea ce vă spuneam, adică pe direcționarea unor investiții în direcția producerii de mașini și tractoare, spunea în 1960 că la sfârșitul anului 1965 vor exista în România 100.000 de tractoare, 70.000 de semănători, peste 43.000 de combine de cereale păioase și peste 8.000 de combine de porumb. Era un fel de prognoză pe 5 ani. Am consultat datele statistice publicate nu sub regimul comunist, ci în 1993 de Ministerul Agriculturii și Alimentației și am observat că cifrele pentru anul 1965, deci cifrele de indicând numărul de tractoare în România, este mult mai mic decât prognoza, sigur, în dimensiune politică, făcută în 1960. Cea mai mare diferență este la combine de porumb, în timp ce estimările factorului politic erau de 8.000 de combine, în realitate, în România, în 1965, existau puțin peste 3.000. Deci, o prognoză fusese foarte mult supralicitată. Și la celelalte tipuri de tractoare, nivelul era mult sub cel prognozat. Este incontestabil că
mecanizarea, care a mers foarte greu în primii ani ai colectivizării, ceva mai bine, dar nu încă mulțumitor în anii, la începutul anilor 60, a dus, sigur, o mai mare eficiență în munca din agricultură și, în mod particular, în GAC-ul și ulterior CAP-ul. Iată o declarație care nu e făcută sub regimul comunist, ci e făcută la anul 2000, de un locuitor din Chețan, județul Mureș, care spunea, oamenii au fost neîncrezători la început, dar repede, zice el, s-a cunoscut lucrătura, adică arătura de tractor față de cea făcută cu plugul. Iar un locuitor din Ocnița, județul Bistrița, Năsăud, spune, dacă știam de avantajele mecanizării, intram mai repede în GAC. Este adevărat că și reiese din mărturiile anilor 60, dar mai ales anii 70, când se pare că producția de tractoare a început să răspundă, de fapt, necesităților de pe teren. Întrebat, de exemplu, în 1971, un țăran din comuna Lucie, județul Dâmbovița, a întrebat cum de a reușit să crească producția de porumb, răspunde cu tractorul, cu semănătoarea, cu plășitoarea mecanică și așa mai departe, cu îngrășămintele chimice și așa mai departe. Pe de altă parte, chiar Nicolae Ceaușescu observa în 1984, deci încă lucrurile, din punctul de vedere al mecanizării, nu erau foarte bine reglate, că nu se pot obține producții mari neavând o mecanizare competitivă. Era de fapt o recunoaștere a faptului că, în ciuda investițiilor destul de importante în mecanizarea agriculturii, nu se reușise, ceea ce eu am încercat să definez ca latura pragmatică, economică, de eficientizare a sistemului colectivist. Dimensiunea ideologică o putem regăsi în ceea ce, sigur, Lenin și Stalin defineau drept sau vorbeau despre superioritatea muncii în comun. Este vorba de munca în brigăzi. Sistemul muncii în comun, conform opiniilor lui Stalin, lui Lenin, Stalin, dar și Gheorghiu Dejrea, de fapt aceeași demonstrație, ar fi trebuit să asigure munca în comun, o mai mare eficiență și, bineînțeles, producții mai mari cu ajutorul mecanizării și alchimizării agricole. Brigăzile acestea, reconstituind structurile din documentele EFOC, erau formate pe principiul specializării și ele grupau de regulă 40-60 de oameni în echipe de 6-8 persoane, care erau de obicei conduse de un brigadier. Spun din documentele epocii, citez, un membru al gospodăriei cu simplă răspundere, harnic și cinstit, ajutat de un socotitor care ținea evidența lucrărilor. Uneori brigadierii erau trimiși la cursuri de pregătire sau urmau cursuri de agrozootehnie de 3 ani organizate în anumite gospodării agricole. De ce sistemul nu a funcționat? Deci, constituit pe o bază ideologică, el avea marele defect că în aceste brigăzi, cointeresarea, determinarea și capacitatea chiar de a munci erau foarte diferite de la un om la altul. Iată ce spune un locuitor din statul Viga într-un interviu din 2002. La colectivă nu știai cum lucrează alții, deci se referă la ce se întâmpla într-o brigadă. Eu săpam bine la porumb, dar venea altul și la praș și la a doua săpa prost. Ideea era că
eficiența era în felul acesta foarte scăzută. Regimul a încercat să eficientizeze într-un fel sistemul acesta de munci în brigăți și există chiar o hotărâre luată de Comitetul Central la 23 noiembrie 1970, prin care s-a renunțat la sistemul bazat pe zile muncă în CAP și s-a introdus retribuirea pe baza acordului global, care, spunea documentul de partid, dădea posibilități nelimitate de câștig cooperatorilor, legând direct retribuirea acestora de rezultatele obținute în producție. Desigur, măsura a fost parțial eficientă și o recunoaște chiar Nicolae Ceaușescu la plenara din aprilie 1986, care de fapt arată că sistemul nu funcționa, în ciuda tuturor stimulentelor acordate celor care ar fi avut producție mai mare, eficiență mai mare. Iată ce spune Ceaușescu în 86. De ce trebuie să finanțăm noi agricultura de la început și până la sfârșit și să dăm avansul pentru toată producția agricolă pe care am contractat-o, ca producătorii să cheltuiască banii și apoi, când vin să predea producția, să ne spună că nu o mai au. În agricultură, practic, începând din aprilie, vorbesc acum de sectorul vegetal, trebuie să iasă legume și, practic, să fie încasări în fiecare lună, din care să-și financeze activitatea. Se referea la sistemul cooperativelor agricole care ar fi trebuit, din vânzarea, din valorificarea produselor, să-și asigure și bugetul necesar achitării sumelor datorate celor care lucraseră în brigăzile respective. Iar un fost președinte de CAP mărturisea, tot după 1989, deci mărturisea că în jurul anului 1980, citez, salariile se luau din credite de la stat. Deci nu se luau din veniturile obținute de CAP din vânzarea produselor agricole. Și tot el spune, ne critica, e vorba de criticile aduse de factorul politic, de organe de partid, ne critica de 100 de ori și după aceea ne dădeau credite și la sfârșit de an ne iertau creditele. Și spune el ca o concluzie, care de fapt ar putea fi folosită și ca o concluzie la acest material, nu erai sigur de nimic. De fapt, pe acest sistem a funcționat colectivizarea pe care putem să o considerăm, un experiment eșuat, dar cu consecințe dramatice asupra societății noastre. Vă mulțumesc! Și noi,